Trei săptămâni de vacanță, elevii s-au întors astăzi în bănci. Prima zi de școală s-a simțit atât în școlile și liceele din Constanța, cât și în traficul din oraș. Pe unele străzi s-a circulat bară la bară încă de la primele ore ale dimineții. Șoferii constanțeni s-au înarmat cu multă răbdare în această dimineață. A început școala, iar traficul din oraș a fost aproape paralizat la primele ore ale dimineții. În goana spre serviciu sau școală, părinții au ajuns la destinație cu 20 de minute mai târziu decât în mod normal. Cele mai aglomerate zone, spun șoferii, sunt strada Traian, Mircea cel Bătrân, bulevardul Mamaia, precum și zona Tomistrei din Constanța. E traficul mai aglomerat față de cum înainte era mai liber. Cam câte minute ați făcut acum, diferență față de... Și cât făcut cam 5-6 minute, 7 minute în plus. De 3-4 ori mai mult a crescut. Înainte, de la Delfinariu până la Capitol, făceam 5-7 minute. Așa, acum faci lejer la jumătate de oră. Anul a început cu multe proiecte pentru directorii de școli și licee din Constanța. Suntem chiar în perioada în care finalizăm amenajarea a noi laboratoare. E vorba de un laborator de informatică cu 30 de posturi de lucru, un laborator de fizică destinat gimnaziului pe o disciplină interactivă și transdisciplinară, care reunește științele naturii, și dorim să extindem sistemul de școală inteligentă în mai multe clase. Elevii se simt în siguranță pentru că unitățile de învățământ sunt dotate cu camere de supraveghere și pază. Imaginile sunt live 24 din 24. Aici vedeți toate holurile din incintă. Aici este ieșirea în curte. Avem camere și la intrarea principală. Aici? Noi avem o organizare care, spun eu, asigură în totalitate siguranța și securitatea elevilor și a bunurilor școlii. Avem sisteme video și de detectare a mișcării, sisteme finanțate de la bugetul local pentru toate clădirile. Avem pază proprie și firmă de pază pe parcursul procesului de învățământ. Semestrul al doilea a început astăzi pe 13 ianuarie 2020 și este unul dintre cele mai lungi semestre din istoria recentă a școlii. Acesta are 20 de săptămâni față de doar 15 săptămâni câte a avut primul.